Da, și a cultivat-o însă tot în biserică. Biserică, pentru că încă de la 10 ani s-a hotărât să meargă la corul de copii al Catedralei Sfântul Nicolae, condus de părintele Cristian Antonio Pitringel. Acolo părintele i-a remarcat frumoasa voce pe care o avea și pe care o are, a chemat-o la strană și a trimis-o mai departe în corul mare al Catedralei, numit Eclesia, condus de domnul Claudiu Bugna, de la opera din Brașov. Da. Și de asemenea, părintele a învățat o muzică psaltică care nu are cheie sau portativ, ci niște semne numite neume. De când a venit la Brașov, a început să facă cursuri de canto cu doamna Andrada Mureșan din Vintetul Anatolie, pe care cu toții îl cunoaștem, desigur, iar în prezent o puteți asculta în fiecare duminică, cântând, așa, ca în zi de sărbătoare, la capela Spitalului de Cardiologie din Covazna. Ea îi mulțumește lui Dumnezeu pentru toți oamenii minunați pe care i-a întâlnit în viața ei și care au ajutat-o să-și dezvolte acest talent. Iar Ovidiu să ne spună cu ce a venit astăzi aici la noi. În primul rând să spunem că este vorba despre Alexandra Voiculescu, iar ea va interpreta în această seară una dintre creațiile muzicale reprezentative pentru spiritualitatea românească. Este vorba despre balada lui Ciprian Porumbescu și Doamne ocrotește-i pe români. Iar între piese va avea și o mică surpriză pentru dumneavoastră. Pot fi alături de dumneavoastră și de domnul George, căruia îi doresc multă sănătate și tot binele din lume. Thank you.
Adrian Păunescu. Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne nouă iarăși rostul, dă-ne liniște și milă, Duh în trupul de argilă. Dă-ne țara iar în țară, dă-ne dreptul să ne doară, dă-ne mamă, dă-ne tată, că ni s-au furat odată. Dă-ne, frate, dă-ne, soră, ce din lanțuri te imploră. Și printr-o blândețe nouă, viața noastră dă-ne-o nouă.